Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi și pentru faptul că putem consacra acest timp studiului Cuvântului lui Dumnezeu. Este un studiu de logică divină, de gândire sănătoasă. Ceea ce vom parcurge acum ne va ajuta să gândim logic din perspectiva lui Dumnezeu. Este un studiu care ne va ajuta să putem să vedem în timp, să vedem mai departe, să vedem ceea ce urmează să se petreacă cu noi, cu alții, cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Spuneam, este un studiu de logică divină, ca să poți să anticipezi anumite lucruri de viitor, nu e nevoie să fii profet. E nevoie doar să înțelegi anumite legi divine care funcționează și, bazându-te pe autenticitatea acestor legi, pe felul în care ele de cur funcționează, poți să îți dai seama de multe lucruri care urmează să se întâmple. Anticipări este studiul nostru. Este o capacitate care ne va ajuta foarte bine ca să putem să fim realiști și să înțelegem lucrurile cum vor decurge. Foarte multe lucruri urmează să se întâmple. Este doar o problemă de timp ca ele să se întâmple. În viața noastră, în viața altora. În fiecare dimineață, după ce mă scol, mă aștept să se lumineze și să apară soarele. Cred că același lucru îl face și dumneavoastră. E un lucru sigur pentru mine că așa se va întâmpla. E o problemă doar de puțin timp ca să văd că lumina strălucește puternic, soarele s-a ridicat. După o zi de lucru, mă aștept să se însereze și încetul cu încetul să vină noaptea, să vină întunericul. E o problemă doar de puțin timp. Mă aștept peste câteva ore, deja să fie întuneric, da? Puțin timp trebuie să treacă. Mă aștept după o iarnă cât de grea ar fi, să vină primăvara, să se încălzească. E o problemă doar de ceva timp, de ceva așteptare. Chiar dacă văd pomii dezgoliți de frunze, arătând ca și când ar fi morți. Mă aștept ca primăvara să mugurească, mugurii să transforme în frunze mai târziu și verdele acela viu și frumos al pădurii înverzite să poată să-mi captiveze ochiul. E o problemă doar de timp. Mă aștept la succesiunea anotimpurilor. Întotdeauna când văd pomii încărcați de roadă, în fiecare zi mă aștept să cadă mere. Niciodată n-am așteptat ca vreunul dintre mere să o ia în sus, înspre nori, și să îl văd plutind undeva pe deasupra pădurii. Nu mă aștept la așa ceva, mă aștept să cadă tot mereu, merele să cadă până la ultimul. De ce am astfel de așteptări și pot să fac astfel de anticipări sigure și nu sunt sigur? Care fac și dumneavoastră exemplificările care le-am dat, sunt niște lucruri pe care și dumneavoastră le confirmați și sunt așteptări sau anticipări generale. Datorită unor legi fizice ce guvernează creația lui Dumnezeu, cunoașterea acestor legi te ajută să anticipezi multe evenimente ce urmează să se întâmple. De aceea spuneam că este un studiu de logică divină, de gândire sănătoasă. Și lumea spirituală este guvernată de legi. Tot atât de sigură. Sunt legi ale minții, spre exemplu, pe care Dumnezeu le-a rânduit. Sunt legi ale felului în care lucrează Dumnezeu. Aceste legi le descoperi când studiezi profund cuvântul lui Dumnezeu, iar Spiritul lui Dumnezeu te ajută să faci aplicația acestora în viața de fiecare zi. Cunoscând aceste legi de natură spirituală, fără să fii un profet, te poți aștepta la anumite evenimente și ca lucrurile să decurgă în conformitate cu ele, cu aceste legi. În Iov 38:33 suntem întrebați, cunoști tu legile cerului? Sigur ar trebui să le cunoaștem. De ce? Pentru că asta ne va da gândire sănătoasă. Ne va ajuta ca să înțelegem mult mai bine, mai realist viața pe noi înșine chiar, pe cei de lângă noi, relațiile cu oameni, evenimentele, felul în care decur lucrurile, în așa fel încât să poți anticipa. Nu este vorba de o curiozitate, de a ști dinainte anumite lucruri. Este vorba de cu totul altceva. Este vorba de a nu te lăsa înșelat, așteptându-te la lucruri care nu se vor întâmpla, sau neașteptându-te la lucruri care de fapt urmează să se întâmple, garantat, sigur,
pentru faptul că sunt niște legi care funcționează cu fiecare individ. Cu mintea fiecăruia, cu spiritul fiecăruia, aceste legi ne vizează pe fiecare dintre noi, vizează pe cei de lângă noi. Cuvântul lui Dumnezeu conține aceste legi. Cu cât te aprofundezi în acest cuvânt, cu cât devine principiul de gândire personal, cu cât mintea începe să ruleze pe baza acestor legi foarte sigure, foarte temeinice, cu atât vei avea o gândire mai logică și mai serioasă. Nu te vei înșela. Vei putea să gândești foarte serios și cu privire la tine, cu privire la familia ta, la ceilalți de lângă tine, evenimentele care urmează să se întâmple. În Proverbe 1:1 se spune despre aceste pilde, pildele lui Solomon, cât și despre întregul cuvânt al lui Dumnezeu, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii. Pildele lui Solomon pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții. Deci sunt date pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț. Bunul simț este un simț al realității. A avea bun simț înseamnă a înțelege ce-i potrivit de fiecare dată să faci. Cuvântul lui Dumnezeu te ajută să ai un simț potrivit, să simți ceea ce urmează să petreacă, să simți ceea ce-i potrivit, ceea ce-i corect. Pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință. Cuvântul lui Dumnezeu îți face toate lucrurile acestea, îți dă agerime, te face capabil și destoinic ca să ai bun simț, să judeci corect, să înțelegi bine ce se întâmplă și ce urmează să se întâmple. Spre exemplu, am să dau câteva exemple. Biblia este plină de această logică divină. Te ajută să înțelegi cum funcționează lucrurile. Poți vedea, înțelegând legea, cum funcționează în foarte multe legi. Nici măcar nu o să le pot enumera pe toate și nici nu le știu pe toate. Dar am văzut că ori de câte ori judec în conformitate cu aceste legi, nu dau greș. De ce? Pentru că sunt legi. Sunt legi divine care stabilesc. Sunt legi ale comportamentului, legi ale minții, ale gândirii, legi care guvernează prezentul și viitorul. În Proverbe 26:12, dacă vezi un om, observați timpul. Vezi acum. Nu? Când îl vezi. Dacă îl vezi acum. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai, asta este pentru viitor, mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Deci un om care crede că știe totul, un om care se bazează pe el însuși, nu? Este un om care nu învață nimic. De ce? Tocmai pentru faptul că el se crede înțelept. Așa că mai multă nădejde ai de la un om care nu are toate facultățile mentale, la poate să se lase învățat măcar un piculeț, decât de la omul acesta. Observați, vezi ceva acum, anticipezi ceva pentru viitor. Să știi că tipul ăsta de oameni, pe viitor ăsta nu învață nimic. Nu ai prea mare nădejde de viitor în cazul lui. De ce? Pentru că se crede înțelept. Proverbe 29:1, un om care se împotrivește timpul din nou prezent tuturor mustrărilor, va fi. E problemă de anticipare. Observați, mulți spun, dar cine știe ce se va întâmpla pe viitor? Serios, păi uite aici, Biblia îți spune exact cum funcționează lucrurile de viitor, în funcție de prezent. Dacă intră în condiția asta, este în starea aceasta, să știi că de aici urmează să se întâmplă exact lucrul ăsta. Te poți aștepta la cutare lucru, la cutare fenomen, la cutare purtare, nu? Dacă vezi, deci dacă îl vezi acum, nu, un om care se împotrivește tuturor mustrărilor, va fi zdrobit deodată și fără leac, fără vindecare. Deci un tip de om care nu primește nicio corectură, încerci. Știți, corectura este, scrie în Proverbe, tot în Proverbe, este calea vieții. Nu. Toată Scriptura este de folos ca să mustre, să învețe, să dea înțelepciune ca omului Dumnezeu să poată să fie destoinic pentru orice faptă bună. Un om care se împotrivește corecturii
să știi că te aștept, n-are șanse să încheie bine. Omul ăsta, deci pentru că prin corectură oamenii se schimbă. Mustrările și corectura fac parte nu numai din educația copilului, din educația oricărui om pe parcursul vieții. Un om care se tot împotrivește să știe că deodată va fi tăiat. De ce? Pentru că va fi declarat de cer incurabil. Te poți aștepta pe viitor când îl vezi că e potrivnic, e potrivnic. Te poți aștepta că nu se face nimic cu el. Proverbe 29:20. Dacă vezi un om care vorbește nechibzuit, adică un om care nu-și calculează cuvintele, poți să nădăjduiești, vezi acum, anticipezi, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Din nou același lucru, nu ai speranță de la omul ăsta. De ce? Cuvintele ne reprezintă. Cuvintele reprezintă felul în care gândim. Când vorbim fără să calculăm lucrurile, când cuvintele noastre nu au greutate, să știi că poți să ai mai multă speranță de la un nebun. Iacov 1:5-7. Dacă vreunuia din voi lipsește înțelepciunea socială de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar socială este un dar. Dar socială cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Ni se dă explicația de ce un astfel de om nu va avea succes. Un om oscilant și nehotărât. Sunt de oameni oscilanți și nehotărâți. Se spune pe viitor, dacă vrei să vezi ce face un om de genul ăsta, să nu se aștepte să primească ceva de la Dumnezeu. De ce? Fiind oscilant, fiind nehotărât, ne luând o decizie fermă ce vrea să facă în viață, să știi că nu te aștepți să primească ceva de la Dumnezeu, nici înțelepciune de la Dumnezeu. Nu va avea succes nici aici, cu atât mai mult nu va avea succes în relația cu Dumnezeu. De ce? Pentru că nehotărârea este însăși baza temelia îndoielii. Faptul, deci, un om care nu știe ce vrea și ca atare nu va primi nimic. Iacov 1:25, dar cine își va adânci privirea în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uitut, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit. Cine își va fi. Observați, cine acum într-un mod temeinic își adâncește privirea în legea slobozeniei, în cuvântul lui Dumnezeu, caută să se adâncească. Adâncindu-se că va înțelege, va ajunge la cunoștința reală despre sine, despre Dumnezeu, despre viață, ca unul care nu care ascultă doar să uite, ci ca unul care vrea să facă, să se țină de lucrurile acelea, este garantat că va fi fericit. E unul oscilant nehotărât, să știi că nu va primi ceva de la Dumnezeu. Nu se va întâmpla nimic bun cu el. Va fi fericit în lucrarea lui, cel care o ia în serios și își adâncește privirile. De aceea, putem anticipa despre noi, dacă suntem sinceri și onești, ne putem judeca în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar putem căpăta și discernământ ca să înțelegem ce se petrece în jurul nostru. De aceea, pe baza acestor cuvinte ale lui Dumnezeu, vă spun sincer că mintea începe să-ți judece după acest cuvânt sigur, statornic. Cerul și pământul pot trece, dar nu cuvintele acestea. Și poți înțelege. În felul acesta poți spera la ceva bun în ce îi privește pe unii, văzând niște condiții și niște lucruri care se întâmplă cu ei, și nu te poți aștepta la ceva bun din partea altora. Uneori, știi, într-o naivitate, încerci să speri anumite lucruri, dar lucruri care nu se întâmplă. De ce? Pentru că cuvântul îți spune că în altfel vor funcționa. Cuvântul spune că în altfel vor merge lucrurile. De aceea viitorul. Viitorul nu este decât derularea unor legi pe baza cărora funcționăm acum. Nu vezi unde ești încadrat. Ce te poți aștepta la viitor? Pentru tine? Pentru cei de lângă tine. Pentru copiii tăi, pentru familia ta. Încotro mergi. Ar trebui, înțelegând legile acestea, să vezi. Se declanșează niște lucruri, nu? Se declanșează niște forțe
care îți spun, uite pe aici, dacă cunoști traiectoria legii respective, poți să spui, da, într-un timp e o problemă, doar de timp, dar aici ajunge, sau aici ajunge, depinde care e traiectoria, depinde cele sunt implicate. Proverbe 11:29, cine își tulbură casa, va moșteni vânt. Își va. Faci acum, mai târziu poți să știi lucrul acesta. Adică cine își tulbură casa, omul care nu este recalcitrant, omul care produce necazuri și probleme în propria familie, ce te aștepți că mai târziu, nu? Ca să moștenească, decât ceea ce asemănă, sigur. Va moșteni? Vânt. Vântul știți ce este? Nimic. Nu ai parte într-un viitor bun când astăzi faci anumite lucruri. Proverbe 16:18, mândria merge înaintea pieirii. Deci când vine mândria, ce anticipezi? Trufia merge înaintea căderii. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Deci dacă vezi mândria, poți anticipa căderea și pieirea. Nu? Mândria și trufia o vezi la cineva, o vezi la o biserică, o vezi la o națiune. Anticipezi dacă e serioasă și ajunge să fie de nevindecat, să știi că omul acela, grupul acela, națiunea aceea, societatea aceea, sigur va cădea. Poți anticipa, poți spune, chiar dacă acum pare semeață, pare măreață, se pare că e stabilă, nu, destul de puternică, la fel cum Nabucodonosor era atât de stabil, nu? La fel cum Belșațar, se părea nepotul lui, era foarte stabil ca împărat al Babilonului și a căzut, la fel și Babilonul actual. Lumea pare atât de stabil acum, cu noile descoperiri, cu legile drastice, cu forțele de ordine, cu... Nu. Dar lumea e foarte mândră. Lumea e foarte mândră astăzi. Iar lumea aceasta, pe baza acestui principiu, nu poți anticipa decât că va cădea, va pieri. Iată ce scrie Daniel, capitolul 5, versetul 18, la 21. Împărate, Dumnezeu cel preanalt, vorbește Daniel, dăduse tatălui tău Nebucanețar împărăție, mărime, slavă și strălucire. Și din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui, căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și scobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui, a fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, inima s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc măgarii sălbatici, i-au dat să mănânce iarba ca la boi și trupul a fost udat cu roa cerului până când a recunoscut că Dumnezeu cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Aici această lege este exemplificată, este explicată. Uite, îi spunea lui Belșațar, asta s-a întâmplat și cu bunicul tău și n-ai învățat nimic. N-ai învățat că atunci când el, nu, Dumnezeu îi dăduse mărime și putere și la slavă și l-a așezat în poziția aceea înaltă. Dar când i s-a îngânfat inima atât de mult până s-a împietrit, ai văzut cum a fost despuiat de slava lui, cum a fost aruncat la pământ. De ce? Pe baza unui principiu etern. Mândria merge înaintea căderii. Deci noi trebuie să cunoaștem aceste principii. O vedem la noi? Problema este că nu prea vedem lucrurile. Avem o formă de orbire încât nu vedem lucrurile actuale, dom'le, de aceea nu putem să înțelegem cum vor derula, nu putem anticipa viitorul. Dar dacă am vedea, să știți că exact acolo duce. Un alt lucru pe care îl putem vedea, Matei 19:24, vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Proverbe 11:28, cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înfăzi ca frunzișul. Ce putem ști de un om care are multe bogății și e atașat de lucrurile acele? Ce putem ști
despre el. Că va fi atât de greu ca să se dezlipească de ele și să poată să accepte dragostea și planul lui Dumnezeu. Va fi pentru el teribil de greu. Un chin pentru el, ca și când ai strecura o cămilă printr-un orificiu pe undeva, să forțe, să intre. Cât de greu e asta? Tocmai de aceea ar trebui să înțelegem procesele. Nu ești în pielea poate unui om foarte bogat, dar poți să știi despre el, un om bogat și lipit de bogățiile lui, de lucrurile acela, un om care se încrede. Este foarte greu pentru el. E foarte, foarte dificil. Ce poți ști despre un tânăr care se simte îngrădit în familia sa și care îl vezi că tânjește după atracțiile lumești, după lucrurile lumești și nu iubește sincer adevărul și pe Dumnezeu? Ce poți aștepta de la el? Ce poți preconiza pe viitor? Decât că într-o bună zi pe șleau, nu? Luca 15:12, cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea, nu după multe zile, trebuia să anticipez când el vrea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul, a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Cu durere trebuie să spun că anticipez ca pe viitor și unii tineri care sunt acum lumești și iubesc lumea, dar sunt îngrădiți deocamdată să poată să strângă totul și să se ducă acolo unde inima este deja legată și pornită. Nu? E o problemă doar de timp. Ca atracțiile care sunt în inimă se izbucnească pe față și omul să atingă acel lucru pe care inima îl dorește. Inima e deja legată de el. Inima tânjește după lucrul acesta. Este o problemă doar de timp. Dacă vezi lucrurile acestea acum, nu fi naiv, trebuie să te aștepți ca mai târziu exact lucrul acesta să se întâmple. Ce crezi că se întâmplă dacă păstrăm semințele în inimă, semințele urii, ale vrăjmășiei sau ale invidiei? Sunt doar niște semințe. Nu? Le lăsăm să se cuibărească în inima noastră. Nimeni nu se văd că sunt doar niște semințe. Știți? Când ai aruncat o sămânță în pământ, pământul acoperă și nu vezi nimic decât un sol negru, atâta tot. Dar dacă știi ce ai aruncat acolo, dacă știi ce tip de sămânță este acolo, ce poți să știi? O problemă doar de timp, acum nu se vede. Absolut nimic. Îngropat acolo, dar ce poți să știi? Că vin condițiile favorizate și va răsări. Și sunt sigur, e o problemă doar de timp, că va răsări exact tipul de sămânță care e acolo. Va crește mare și va fi foarte evident. Foarte evident încât toată lumea o să o vadă. Toată lumea o să o cunoască. Numai că noi o putem cunoaște din timp. Când este doar forma atât de minusculă de sămânță. Nu? Sigur, mulți oameni, singurul lucru care îl văd este de evidența pe care o vede toată lumea. Nu? Când e mare și când e rod. Și atunci poți să spui că e ciuline. Dar dacă ai cunoaște sămânța aia de mic, ai putea anticipa că nu altceva va ieși. Sigur, unii nu fac diferență între semințe, din păcate. Nu pentru unii sămânța de ciuline cu sămânța de ardei e tot una. Dar nu e tot una, să știți. Dacă ai cunoaște sămânța, ai putea să cunoști ce urmează ca să crească. Proverbe 26:24-26. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și înăuntru lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede că 7 uriciuni sunt în inima lui. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Adică păstrezi ură, chiar dacă uneori te prefaci. Chiar dacă ura este estompată cu vorbiri dulci și uneori cu pretinsă amabilitate, vin circumstanțele, e o problemă doar de timp. Când ceea ce ai în inimă va răbufni pe față în adunare. Adică, de față cu toată lumea, ceea ce va fi evident. Unii le numesc acestea izbucniri, dar în realitate sunt, de fapt, dezvoltări. Sunt niște legi care conduc viața noastră, conduc tot ceea ce se întâmplă.
dacă le-am cunoaște, ne-am înțelege mai bine și am înțelege la ce ne așteptăm. Am putea să devenim înțelepți pentru a face anticipări. Pentru a vedea, nu trebuie să ajungi acolo la moarte, să cazi în prăpastie, dacă știi că ăsta e drumul către prăpastie. Îl poți vedea de la început, nu trebuie să ajungi la limita acolo și doar atunci să spui, ăsta e drumul spre prăpastie. Nu. Drumul poți recunoaște cu mult timp înainte, pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Ar trebui să devenim înțelepți, ar trebui să avem această logică dumnezeiască. În sens pozitiv, pentru că aceste anticipări nu înseamnă doar sensuri negative. Înseamnă și sensuri pozitive. Poți să vezi cum funcționează o lege și să anticipezi despre cineva că omul acesta va merge bine cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă funcționează în continuare, în conformitate cu plecarea aceasta, sigur va ajunge departe pe calea cea bună. Iată ce spunea Pavel despre sine, cunoscând exact ce face și încotro merge. Filipeni 1:20-21, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic. Deci la ce s-a aștepta? Nu era o probabilitate. Se aștepta, spera cu toată tăria că nu va fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, deci lucrul acesta îl verificase în multe alte ipostaze, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Când pentru tine a trăi viața înseamnă Hristos, când ești dedicat cu totul și te ții de Hristos, te aștepți, poți să nădăjduiești cu toată tăria, poți să aștepți și să speri, fără să fie o speranță deșartă, că Hristos va fi proslăvit în viața ta. Că se vor împlini lucruri bune care sunt amintite de Dumnezeu. Se va împlini ce scrie Romani 8:28. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Lui. Te aștepți ca toate lucrurile ce vor veni să funcționeze numai pentru binele tău. Pentru faptul că ești legat de Hristos. Pentru tine viața înseamnă Hristos. Ești oscilant, ești nehotărât, ești neserios. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva. Și sunt astfel de oameni, să știți. Nu. De aceea este o greșeală ca să te aștepți la bine în cazul în care condițiile în care ești acum arată că mergi pe o altă linie. Dacă rămâi în aceleași condiții, să știi că drumul este nu te aștepta la ceva bun, dacă pentru tine a trăi este Hristos, dacă ești întemeiat un astfel de om și ești serios și prins, ancorat în Hristos, toate lucrurile vor lucra spre binele tău. La asta te poți aștepta, că încercări, că probe, că alte lucruri care vor veni, totul. Pur și simplu totul va fi spre slava lui Dumnezeu și spre binele tău. Se pot face prezicere anticipate, bazate pe elemente care, dacă sunt prezente, știi ce reacții vor genera. Deci dacă vezi un anumit element, îți poți da seama că lucrul ăsta va genera efectul cutare. Da? Spre exemplu, ne ajută foarte mult, mai ales dacă vom aplica la persoana noastră, cu sinceritate și seriozitate, ce credeți că va urmează ca efect să se întâmple când un om nu veghează și nu se roagă serios. Când zic de rugăciune serioasă și veghere, nu mă refer la rugăciunea de dimineață pe care o fac în două vorbe toți creștinii sau se mai roagă seara, nu? E vorba de rugăciune și veghere. Asta înseamnă pe parcursul zilei spirit de rugăciune și spirit de atenție, de luare aminte a ceea ce se întâmplă, nu înțelegând marele război între bine și rău, influența lui Dumnezeu, influența celui rău, rugăciune pe parcursul zilei. Deci dacă vezi un om că nu se roagă, nu are un spirit de rugăciune și de luare aminte, de veghere, de atenție, ce poți prezice? Ce puteți prezice? Puteți prezice ceva? Nu trebuie să inventați ceva, trebuie doar să cunoașteți legea, sub definiție, atâta tot. Matei 26:40, iată legea, împlumiesc-o știți, dar trebuie să vă aduceți aminte. Apoi a venit la ucenici și a găsit dormind. Deci asta era situația. În față este criză, starea lor este somnolentă, nepăsătoare,
Nimeni nu se roagă, nimeni nu este foarte atent la ultimele cuvinte, la ce se întâmplă. No. Exact lucrul acesta urmează să fie pregătirea pentru ceea ce urmează să se întâmple. I-a găsit domnul și a zis lui Petru, ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Observați o lege. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. S-a întors iarăși la ucenici, versetul 43. Și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a îndepărtat, s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Apoi, versetul 45, a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Cu alte cuvinte, dacă aveați ceva de făcut, trebuia să faceți în trecut. Pentru faptul că nu ați vegheat și nu v-ați rugat cu seriozitate, sunteți total nepregătiți pentru tumultul evenimentelor ce urmează să se întâmple. Ca atare, singura prezicere ce se putea face pentru ei, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți. Nu vă rugați și nu vegheați la timp, cu siguranță veți cădea. De ce poți anticipa despre oameni care nu au un spirit de atenție? Nu sunt atenți la atenționă la ce vrea Dumnezeu să-i învețe la momentul ăla. Când vine încercarea, n-au niciun susținere. Se prăbușesc. Asta s-a întâmplat cu ei? A funcționat legea? Sigur a funcționat, pentru că citim Matei 26 cu 55, în clipa aceea Iisus a zis, gloatelor, ați ieșit ca după un tâlhar cu săbii și cu ciomege, ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu. Și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Le spusese? Le spusese. Funcționează legea aceasta, încă e valabilă, să știți. Oamenii care sunt nevăghetoși și care nu au spirit de rugăciune, de luare aminte, de atenție, față de ce se întâmplă cu ei și în jurul lor, pur și simplu te aștept să cadă. Să fie o pradă ieftină și să fie spulberați. Nu se știe cât de mare va fi căderea. Probabil că unii nu se mai întorc. Poate alții se mai ridică din căderi. Dar nu-i garanta nimic. Legea spune că nu veghezi și nu te rogi serios în timpul de față. Hai să te prăbușești mai încolo. E o problemă doar de... Au problemă doar de timp, să știți. E o problemă de timp ca să se întâmple foarte multe lucruri care le-am putea ști de astăzi, cu privire la noi, cu privire la cei în jurul nostru. Luca 22 cu 31. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâu, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Urma să fie tare încercată credința și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Îi spune că se va duce de la Dumnezeu și urmează de-abia mai târziu să se întoarcă. Îi amintește, îi anunță ce? Căderea. Îi spune, Simone, în condiția în care ești, nu poți să-ți anticipezi decât Satana e cu ochii pe tine. Vei cădea. Te duci și n-are ce să te țină. Și știi de ce te duci? Doamne, a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar în temniță și la moarte. Și Iisus, versetul 34, a zis, Petre, spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori, că nu mă cunoști. Matei 26, cu 31 la 35, atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta veți găsi... Toți veți găsi în mine o pricină de poticnire, că ce este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Petru a luat cuvântul și a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de poticnire, niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. Adevărat îți spune, a zis Iisus, că tu chiar noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Petru i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Nu au valoare vorbele, au valoare legile. Înțelegeți? Legile trebuie să le cunoști cum funcționează. Petru ajunsese până, dacă vezi un om că vorbește în echipzi, dacă vezi un om că se încrede în sine, ce poți să spui despre el? Va cădea.
Legea spune că va credea un om. N-are ce să-l susțină. Cine te susține să nu cazi? Dumnezeu. Dar Dumnezeu te susține în cazul în care nu ești mândru și te bazezi în totalitate pe El. Și stai cu disperare la El, ceea ce pentru noi este gat cu disperare. Doamne, scapă-mă! Doamne, ai milă de mine! Doamne, susține-mă! Pentru că sunt slab. Nu, toată încrederea era în sine. Dacă îl vezi că așa se e, asta e statutul lui, așteaptă-te să se prăbușească și să știți că așa a fost. Legile funcționează, invariabil. Legile se împlinesc în legile cuvântului lui Dumnezeu, care definesc foarte bine reacțiile noastre în funcție de alegerile pe care le facem. Un alt lucru care a putut să fie profetizat, anticipat, Ioan 6:70, Iisus le-a răspuns, nu v-am ales eu pe voi cei 12 și totuși unul din voi este un drac. E la timpul prezent. Vorbea despre Iuda, versetul 71, fiul lui Simon Iscarioteanu, că cel avea să-l vândă, unul dintre cei 12, în timpul acela nu vorbise cu nimeni Iuda. Nu făcuse niciun pact cu preoții și totuși Domnul Iisus spune că urmează să facă ceva, pentru că acum este ceva. Ești acum ceva, ești într-o anumită situație și postură, să știi că această postură urmează ca să declanșeze anumite reacții pe viitor. Da? Acum ce era? Ce-a vrut Iisus să spună când i-a zis că este acum un drac și urmează ca el să facă lucrul acesta pe viitor? De ce era un drac? În ce domeniu? Care e diavolul? Ce e un diavol până la urmă? Satana, cel care înșală pe toată lumea. Iuda era unul care înșela pe toată lumea. Nu, era altceva decât zicea. Lucra subtil, lucra pe ascuns. Ce a văzut Domnul Iisus în Iuda? Ceea ce a făcut ca anticiparea lui să fie, uite Iuda, aici ești exact aici, în starea asta, astea sunt alegerile, urmează dacă mergi pe drumul ăsta, exact asta să faci. Să mă vând. Asta a spus la început. În Ioan capitolul 6 a spus. E mult mai târziu vinderea lui Iisus. Ce a văzut în el? A văzut un spirit ascuns. A văzut un spirit foarte iubitor de bani. Da? Un spirit orgolios și mândru care se împotrivește mustrărilor. Știți, legea cu privire la împotrivirea la toate mustrările. Vă aduceți aminte că atunci când l-a mustrat extrem de delicat în casa Lazar, leprosul, nu? Simon, leprosul, da? Haideți să citim, pentru că lucrurile acestea le-a văzut. Ce credeți că urmează să facă un om care lucrează în ascuns, lucrează pentru propriul profit întotdeauna și urmărește profitul său, e foarte orgolios și se supără foarte rău, deci la cea mai mică atingere urmează să se supere. Ce urmează să facă un astfel de om? Urmează să trădeze. Exact asta se întâmplă. Dacă descoperim elemente de genul acesta, să știți că e încă o anticipare făcută de Domnul Iisus pentru timpul de în urmă, că mulți urmează ca să dragostea celor mai mulți se va răci din pricina mulțirii fără de lege. Atunci se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Atunci! Da? Atunci! Vor face, dar pregătirea se face de acum. Elementele, să știți, care vor declanșa reacția asta într-un târziu, mai târziu, o problemă doar de timp, sunt aranjate acum. Ele urmează ca să declanșeze, să conducă, să se deruleze exact pe firul acesta. Dacă le găsim acum, în noi, în viața noastră, să știți că mai târziu, o problemă doar de timp și de circumstanțe, până când exact acolo ajunge. Ioan 12:5, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei ca să fie dat săracilor? Era vorba lui Iuda, zicea lucrul acesta, nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era hoț, era un drac, de fapt, era un demon ascuns, care poza în grija pentru alții, dar de fapt, ca unul care ținea punga, lua tot ce se punea în ea. Matei 26:9, până la 14, mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit, Iisus le-a zis, de ce face supărare femei? A fost o, i-a întâmpinat cu o mustrare. Ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Pentru că pe săracii aveți totdeauna cu voi
dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Versetul 14, atunci unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanu, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis, ce vreți să-mi dați? Și îl voi da mâinile voastre. Ei au cântărit 30 de argint. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. Observați mecanismele. Mecanismele, ce vreți să-mi dați? Era o problemă tot de profit. Întotdeauna. Și n-a putut să o rezolve acolo, urmează să și o rezolve în altă parte. Era o problemă și de orgoliu că Iisus l-a mustrat și cel care se împotrivește mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără vindecare. Nu, unele lucruri din noi urmează ca să crească. Unele sunt la unii mai dezvoltate, alții la alții în fază embrionară, germinativă. Dar cresc. Nici o problemă, ajunge plantă matură. E o problemă doar de timp, atâta tot. Problema este ce va crește. Care va fi finalitatea? Finalitatea este dată de ceea ce începe acum, ceea ce este acum. E o problemă doar de timp și de dezvoltarea lucrurilor. Ar trebui să le vedem în noi, nu ar trebui să ne așteptăm la altceva decât la ceea ce este. Numai dacă se fac niște schimbări dramatice și se schimbă cursul și intervine o altă lege, atunci da, e o altă lege care te schimbă și atunci îți dă o altă traiectorie, o altă proiecție. Pe când mâncau, el a zis, Matei 26:21, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Exact la lucrul acesta s-a ajuns. Dacă recunoști felul semințelor semănate în grădina cuiva, te poți aștepta la o recoltă după timpul acelei semințe, că vor germina mai repede, mai încet. Dar recolta e sigură de acel tip. E o problemă doar de timp să vezi recolta respectivă. Galateni 6:7, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie bașocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. O să iau cu 7, fiindcă au semănat vânt, vor secera furtuna. Ce credeți? Că dacă semen vânt, ce urmează să fie? Când crește și mai mare vântul. E furtuna, nu? Dacă semen egoism va crește acum, e o semânță mică, sigur, își strânge jucăriile acum, la piept, nu? Se ceartă pentru că sunt ale lui. Nu, și râzi. E o sămânță mică, sigur. Dar trebuie să o vezi când se face mare. Trebuie să o vezi de acum, nu să o aștept să crească, pentru că nu va crește în altfel decât exact după timpul ei. Nu. Lipsa de stăpânire de sine va genera mai târziu alte lucruri. Nu? Sigur, acum e vorba doar în forme mai micuțe, mai incipientă, dar lasă ca să se dezvolte. Gândește-te cum derulează lucrurile exact pe baza acelei legi a dezvoltării. Pom care să facă rod după soiul lor. Trebuie să recunoști soiul. Sămânța, dacă o vezi, existentă, îi poți spune ce urmează să fie. E o problemă doar de timp. Pentru ca părinții care cresc copii răsfățați, egoiști, lumești, rebeli, să se confrunte cu mari necazuri și amărăciună. Ce trips, mulți se așteaptă la altceva. Încă de mici copiii poartă în ei trăsăturile a ceea ce vor crește când vor fi mari. Cu simpla mențiune că aceste trăsături urmează să se dezvolte, să se maturizeze. Dar ei au în ei trăsăturile a ceea ce urmează să fie. Vezi-le cum se dezvoltă. Nu te aștepta la altceva decât la dezvoltarea ceea ce este. Proverbe 20:11, copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Frumos versetul acesta, e chiar logică divină. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Lasă să se vadă acum ceea ce urmează să fie mai mare. Din faptele lui sunt mărunte acum. Nu ți se par mulți părinți, ai niște copilări, ai că sunt doar copii. Sigur, sunt doar copii. Nu mă aștept să fie decât doar copii, dar exact copilul ăsta va fi adult. Gândește-te că exact trăsăturile astea de caracter se vor dezvolta. Și fă-i portretul de acum. Proverbe 17:25, un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Proverbe 29:15, nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Îl lași acum de capul lui, va face rușine. Mai târziu, sigur. Mai târziu, bei amărăciunea pentru faptul că acele trăsături le-ai lăsat acum.
Deci e o problemă doar de timp, ca lucrurile acestea să crească, să maturizeze, să se dezvolte. Aș vrea, spre final, să vedem un proces de anticipare care e valabil, ne va ajuta foarte, foarte mult. Sigur, acest studiu este extrem de valoros. Nu se oprește aici. Legile Cuvântului Dumnezeu funcționează și cu cât mintea noastră începe să fie întrepătrunsă de aceste legi, cu atât poți să înțelegi mai bine lumea, viața pe tine însuți. Încep să fii foarte realist și să le vezi lucrurile cum trebuie. Pentru că, din păcate, noi oamenii, cât timp nu gândim ca Dumnezeu, foarte greu e să înțelegem ce se petrece cu noi și cu alții. Aș vrea să vedem ce putem anticipa despre cineva, un om, o familie, în care iubirea de lume este semănată, ca și sămânță. Este în formă incipientă, să știți, aproape nu se vede, este doar o sămânță, dar vrem să o urmărim. Avem ocazia să o urmărim la noi. Avem un, nu, din păcate, e un experiment pe propria viață, dacă vrem să o facem pe experiență. Sigur, o putem face pe experiență, să vedem, în cazul în care mai vedem, unde ne va duce ceva, dacă exact ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu se împlinește. În cazul lor s-a împlinit. Trebuie știut ce înseamnă o sămânță, cum crește și ce rodește, ca atunci când recunosc sămânța să știi ce se va întâmpla pe viitor. Cum va arăta pomul și ce roade va aduce. Dacă vezi o ghindă, ce ar trebui să știi? E doar o ghindă, vei zice. E doar o ghindă. Nu vă așteptați ca odată să culegeți coșuri de pere sau portocale, nu? Nu vă așteptați, nu? Dar ce vă așteptați? Ca din ghinda aia micuță. Ați văzut cu toții ghinda. Băgată în pământ. Va germina un proces misterios acolo, e mică, nici nu zice, a, ce e aia? Este jar. Este jar, omule. Sigur este jar, dar în formă incipientă, e foarte mic. Dacă crește, va avea toate caracteristicile, de frunza aceea dantelată, va începe când va fi suficient de mare să facă ghindă, ăsta va fi fructul care îl va produce, va avea un lămb zdravă, puternic, dar nu altceva, să știi. Ghinda se transformă în timp, este jar, o problemă doar de timp. Oricine ar recunoaște ghinda, ar trebui să recunoască tot procesul de dezvoltare, de derulare a acțiunilor. Sigur, la început va fi un puietel, câteva frunze, după aceea scoarța se va îngroșa pe el, nu? Lemnul va căpăta duritate, va crește crengi mari și când ajunge la o anumită vârstă, începe să lase și ghinda, nu? Aș vrea să citim, să studiem despre ce înseamnă iubirea de lume ca sămânță și unde ajunge ca formă adultă, matură, în familia lui Lot. Era minusculă. Foarte mic a fost la început. Doar o sămânță. Ne aducem aminte că au plecat împreună cu Avram, Lot și familia lui s-au împărtășit de credință. Nu? De credința lui Avram. De anturajul acesta sfânt al lui bărbat, al lui Dumnezeu, care comunica cu Dumnezeu și care era tatăl tuturor credincioșilor, nu? Începuse și el să se bucure de promisiunile pe care Dumnezeu le dăduse, în același timp de privilegiile și binecuvântările care rezultă din ascultarea de Dumnezeu. Dar era sămânța acolo, fraților, era sămânța acolo. Și a început. Prima dată, poc, sparge pământul. Citim Geneza 13:5. La 8. Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și cortul și ținutul acela nu încăpea să locuiască împreună. Căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. S-a iscat. S-a iscat o ceartă între păzitorul vitelor, păzitorii vitelor lui Avram și păzitorul vitelor lui Lot. Cananiții și făreziții locuiau atunci în țară. Prima problemă. E micuță, nu-i mare. Nu ne-am certat noi. S-au certat slugile. Nu? Pentru un ochi care nu anticipează și nu gândește pe baza legilor lui Dumnezeu, separ totul, n-are, dar nimic nu-i separat. Tot ce se întâmplă în lumea noastră, tot ce se întâmplă cu noi, tot ce facem, orice act al vieții noastre are semnificație. Doar că noi nu-l localizăm corect. Noi nu vedem în amploarea lui ce urmează se întâmplă și că face parte din ceva, dintr-un proces.
Dar era un om spiritual acolo. Era un om. Când a văzut, a recunoscut sămânța. Și a dat seama că e o problemă doar de timp. Știa că următorul pas care va fi, s-au certat ei. Și sigur s-au certat ei. De ce s-au certat ei? Că dacă stăpânii îi pun la punct pe slugi, slugile nu fac ce vor ele, nu? Slugile ascultă de stăpâni. Nu, stăpânii pot să imediat să repare probleme de genul acesta. Ca și părinții care pot imediat copiii, pot să facă ceva rău, dar părinții se pot duce, pot repara, pot să-și ceară scuze, pot să-l pune la punct pe copilul rău. Dacă nu-l pune la punct, dacă nu-l pune, nu repară, dacă nu-și cere scuze după ce a fost să te aștepți, că următorul pas este nu copilul să facă, ci adultul urmează să ai probleme cu el. Următorul pas, e o problemă doar de timp ca să iște ceva între tine și celălalt. Și Avram chiar asta spune. Avram i-a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine. De ce? Pentru că anticipa că următorul pas este Lot, mai încă un pas, lucrurile acestea escaladează, te interesează averea, ne întinde mai mult, începem nu să... Și eu nu vreau lucrul acesta, dar e inevitabil, pentru că tu vrei tot mai mult, tot mai mult. Simțea că vrea mai mult și s-a și văzut ulterior că vrea tot mai mult. Avram a vrut să se îmbogățească, îi dă de Dumnezeu. Ia turna Dumnezeu binecuvântări, așa cum știe el, așa cum vrea el, la unii mai mult, la unii mai puțin, oricum. Întotdeauna așa cum dorește Dumnezeu. Te rog să nu fie ceartă între mine și tine. Asta urma să fie evoluția pe viitor, o anticipa. Că suntem frați, nu are toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine. Dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Lot acceptă bucuros oferta. Și nu vede ce pierde prin despărțirea de Avram. Nu se vede că sare ca ars, unchiule, cum să ne despărțim? Nu, exact asta căuta mai mult loc de expansiune. Nu-ți mai ajunge, știi? Și se simte când cineva nu-i mai ajunge, vrea mai mult, mai mult, mai mult, nu? Și simți că vrea mai mult, te înghite, te lovești, apar fricțiunile. Sigur, Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Deci primul lucru, apare sămânța. Intră în noi iubirea de mult, de lume, de lucruri. Nu. Ea urmează să evolueze. Evoluând, ea aduce fricțiuni, aduce despărțire de oameni dragi, aduce tensiuni în răzbaterea asta de mai mult. După aceea, aduce decizii. Decizii care te duc într-un alt loc, într-o altă poziție, te antrenează. Sigur, la început e doar o sămânță, aș vrea să o urmăriți. Să mințiu ca asta mică care începe să crească, nu? Și ce face? Cum se dezvoltă? Deci, uiți pentru ce ai plecat dintr-un loc. Uiți că ai plecat din Haran, pleci din Haran și ajungi în Sodoma. Hai să fim în serios. De ce nu ai plecat? Rămâi la Haran. Rămâi la Haran, acolo se făceau bani. Era un centru idolatru, dar nu era atât de rău ca Sodoma. Deci pleci din Haran, un centru idolatru și ajungi într-unul și mai idolatru. Pleci din Haran, care nu, oamenii erau axați pe afaceri, pe viața aceasta lumească și ajungi undeva unde sunt mai lumești, mai distrugi, nu? Tu vezi unde te duce, nu vezi unde te duce, nu? Pleci cu cineva, spărăsești familia și pleci cu Avram și acum îl părăsești pe Avram, atât de repede, fără nicio problemă, fără nicio recunoștință și fără nicio rupere de inimă. Deci, sămânța, fraților, crește sămânța. Trebuie să vezi evoluția seminței. Sămânța nu mai are loc acolo. Sămânța se umflă, se face tot mai mare și se umflă în fiecare dintre noi, fiecare sămânță care o avem. Fiecare trăsătură se va dezvolta. Înțelegeți? Se face mare, mare, mare de tot. Trebuie doar să o vezi acum. E o chestiune doar de timp și circumstanță să plouă bine. Nu, să se dezvolte. Trebuie să vină niște circumstanțe, niște lucruri care vor dezvolta semințele. Ați văzut, unele germinează după ani de zile? Dar asta nu înseamnă că nu germinează. Germinează și va germina exact de pe tipul de sămânță, pe felul care este. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Deci zile sunt influențate de sămânța asta acum, nu?
adică de raționamente firești, lumești, materiale. Înainte de a nemici Domnul Sodoma și Gomora până la Țoară, era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit, astfel s-au despărțit ei unul de altul. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcători și împotriva Domnului. Observați sămânța cum crește și se dezvolte. La început ai lăsat-o doar să se cuiborească în inimă. Începe să se dezvolte și începe să cuprindă teren din viața ta. Îți afectează relațiile, vederea. Îți afectează deciziile care le iei, îți afectează viața în întregime, spiritualitatea, ajunge stejarul să acopere zeci de metri pătrați care îi acoperă și nu a fost decât o sămânță la început, dar trebuia să preconizez că asta va crește mare și va umbri și exact lucrul ăla se va întâmpla. Exact la asta te duce iubirea de lume. Te desparte de spiritualitate. Pierzi idealurile cele bune pentru care altădată ai fost în stare să jertfești, să sacrifici. Le pierzi. Pierzi relațiile adevărate. Te desparți de Avram și te duci la sodomiți, mă. Mai găsești tu prietenie și privilegiu ca să ai, să fii în atmosferă, împărtășie cu câți oameni găsești ca Avram, nu? Păi aia sunt o raritate. E un privilegiu dacă găsești unul în viață. Dar nu contează, ai văzut ce sămânță aia crește în anii. Nu. Crește și tu urmărești, iar urmează să se dezvolte după felul ei. Nu? Începi să iei decizii nenorocite și ajungi acolo și trebuie să vezi cum crește, să vezi că îți înghite familia, îți înghite copiii. Sigur că îți înghite. Nu. După aceea vrei tu să faci, dar ce faci? Ai lăsat sămânța și s-a dezvoltat. Ți-a înghițit familia, ți-a înghițit spiritualitatea, ți-a înghițit credința. Ți-a înghițit credința, ți-a înghițit misiunea. Totul, steșarul crește și se consolidează. Dar fi trebuit să vezi lucrurile acestea. Ești vinovat că trebuia să știi unde duce lucrul acesta. E înțelepciune de la Dumnezeu să vezi cum conduc lucrurile, cum urmează, fără să se întâmple. Înainte să se întâmple, să știi sigur prin credință că exact aia urmează să se întâmple. Și să știți, un om care gândește pe baza principiilor divine vede anticipat multe lucruri. Vă spun sincer că văd, anticipez o grămadă de probleme și la noi. Și nu că le doresc. Și dacă le dorești, dacă nu le dorești, ele toate se derulează în funcție de aceste legi care le dăm drumul. Pur și simplu le intrăm în sfera lor de acțiune. Și așa te duci. Încoace sau încolo. Și ar trebui să vedem, ar trebui să înțelegem lucrurile de astăzi. Nu-i nevoie ca să ajungi ca Lot. Unde? Tremurând și distrus într-o peșteră, într-o crăpătură a pământului, cu două fete stricate, polate, moral, care te îmbate și se culcă cu tine ca și tate, că nu mai au principii. Trebuia să știi sămânța aia duce acolo. Cu tot, cu toate deciziile, cu toate nenorocirile. La început nu vă zici ce e rău în asta și ce dacă și asta. Nu e, și te uiți, e doar asta. Eu o sămânță o țin palmă la început. Nu, îmi pun mișor de semințe acolo, sunt minuscule. Zici, și ce asta? Ce mare lucru asta? Știi asta ce urmează să facă? Nu dacă ai fi spus lui Lot, știi care e problema? La început, când era încă cu Avram, mă, în familie, aveți tendința asta, lăsa spiritul meu de expansiune, vă gândiți la mai mult, la lucruri, la lume, la belșug, la... Nu vă prea mai place viața aici pe câmp și asta, vreți altceva, nu? Știi unde va ajunge? Deci, păi, știi cum? Nevastă ta va muri. Va muri ținându-se de lucrurile. O parte din copii o să moară de asemenea. Fetele astea delicate care sunt micuțe acum și parcă sunt inocente și cuminți, dar în nou context cu sămânța asta, să vezi că o să ajungă niște lichele, niște stricate, moral, distruse la minte. Nu o să mai faci nimic. Tu însuți o să fii un om confuz și slab, cu o viață terminată. E doar sămânța asta, dar asta urmează să se întâmple. Asta e tot pachetul, urmează, e doar un plan de desfășurare. Ar trebui să le vezi, trebuie să crezi cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să anticipezi, pentru că asta studiem, anticipări.
anticipări divine, logică divină, gândire sănătoasă pe termen lung, ca să vezi lucrurile cum merg. Nu acum, că acum putem să jonglăm, că sunt doar niște semințe, le putem piti, le putem arunca, le putem neglija, putem să pretindem că ce e o nimica toată. Sigur, dar urmează o problemă doar de timp. Problema e că atunci când le vezi cu ochii și îmi le anticipezi cu credința, e prea târziu. Stejarul a mâncat locul la mulți alți copaci buni, stejarul a consumat timp, resursele toate și asta este. E ceea ce este și nu mai poți schimba. Asta s-a dezvoltat. E o problemă doar de timp. Avram a înțeles că era o problemă doar de timp, că iubirea de bani și lăcomia să aducă certuri între familia lui și familia lui Lot, iar el, ca reprezentant al lui Dumnezeu și influența care trebuia să o aibă față de ceilalți, urmea să fie distrusă. Problemă doar de timp, în ce privește și influența noastră să ducă unde duce. Era o problemă doar de timp, ca iubirea de bani să-l despartă pe Lot de Avram și să renunțe la privilegiile care le avea pentru ca să câștige material. Așa că dacă vezi un om care acum renunță la privilegiile spirituale pentru a câștiga din punct de vedere lumea, să știi că mai târziu, când vor fi presiuni mult mai mari, va face concesii uriașe în ceea ce îl privește. E o problemă doar de timp, ca iubirea de lume hrănită să determine familia lui Lot să ia nenorocita decizie de a se muta în Sodoma. Era o problemă doar de timp ca aceeași iubire de lume să facă să fie asimilați de viața chicăloasă a Sodomei cu toate viciile și ororile. Era doar o problemă de timp ca credința acestei familii să slăbească, să degenereze, ca principiile cerului dobândite prin asocierea cu Avram să fie pierdute, iar noi obiceiuri prăpădite să fie dobândite. Era doar o problemă de timp ca să-și vadă copiii distrus prin asociere cu cei lumești. Era doar o problemă de timp ca Satana să-i doboare pe toți. Ca să înțelegi, să anticipezi acest lung lanț de evenimente și întâmplări, trebuia să detectezi iubirea de lume și să știi cum lucrează acest element când e lăsat în viață. Știi cum lucrează, știi ce crește și știi la ce te aștepți. Deci de ce ne așteptăm la altceva? Ne așteptăm la cu totul altceva. Din multe puncte de vedere avem așteptări total greșite, care nu merg pe, nu funcționează pe legile cuvântului Dumnezeu. Iacov 4:4, suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Deci acum nu este, nu dă de pământ cu credința total, e stare de sămânță. Sămânța acea mică e doar ascunsă acolo, nu ocupă mult spațiu. Nu întunecă, nu atrage nici atenție atât de mult. E atât de mică, e băgată acolo, îi se pare că e obscură, dar e acolo, aia germinează și crește. Și spune, știi unde duce prietenia cu lumea? Te faci prieten cu lumea? Da, acum vrei, că vrei să te îmbraci așa, vrei să mănânci așa, vrei să fii acolo, să te asociezi cu cutare, să participi la glumele lor, să faci ca lumea cu tot ce înseamnă, nu? Lumea. Mândria vieții, lăudărășia vieții, pofta ochilor, pofta firii pământești. Nu? Asta e lumea. Dar știi unde se ajunge? Știi ce înseamnă lumea? Înseamnă să accepți gândirea lumii. Te faci vrășmaș cu Dumnezeu. Sigur, e o problemă doar de timp până să ajungi să dai de pământ oficial. Dar în momentul când ai accepta sămânța lumii, să știi că acolo ajunge. Acolo crește. Și dacă vezi pe cineva că tot mai mult lume, păi să știi că e o problemă de timp când va zice, hai lasă-mă și cu Biblia, hai termină și cu chestiile astea, hai lasă-mă, Doamne, și cu asta, dar nu fi cine l-a văzut pe Dumnezeu sau ce e viața asta, să-ți închizi viața și nu știu ce. Chiar dacă acum zice să fim cu Domnul sau nu știu ce, e o problemă doar de timp, pentru că asta înseamnă sămânță. Trebuie să anticipezi și să-L crezi pe Dumnezeu, să crezi legile astea de gândire corectă. Aș vrea să mai citesc un pasaj la capitolul acesta, 1 Timotei 6:8-10. Dacă avem deci cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, ce urmează să se întâmple cu ei? Deci acum vezi un singur lucru, este ia după bani. Ia după bani. Nu face enormități. Eu nu, cu minte, e chiar un om care are respect pentru Dumnezeu. Dar începe să crească iubirea după bani. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă cad
următorul pas. Deci unde va duce asta? Dorința tot mai mare va duce la cade în ispită și în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare. Deci banii îl vor face ce? Să îl ispitească foarte mult. La ce te ispitezi banii? În primul rând să cheltui. Ai mulți bani, îți permiți foarte multe lucruri, nu? Vanitate, începi să nu mai... Când ai atâtea posibilități, începi să mănânci orice, începi să bei orice, începi să te îmbraci cum vrei, începi să concurezi tot mai mult, nu? Multe pofte nesăbuite și vătămătoare. Sigur că majoritatea care își permit fac și excese extrem de mari, nu te și vătămează, care confundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Deci ăștia poftele, următorul pas este să te cufunde în prăpăt și pierzare, căci iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea, spune, au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Sigur, banii mulți vor însemna această viață te conduce și la străpungerea cu o mulțime de chinuri. Dobândirea tot mai mult bani înseamnă stres. Sunt foarte stresați oamenii care vor mult. Cum să-i dobândească și ce să facă și cum să-i păstreze și cum să facă față la concurență și cum să facă față la hârțogărie, la birocrație. Nu. Banii mulți înseamnă luptă pentru cifre, tensiune, uzură. Apoi plăcerile te uzează, banii cu care cumperi o grămadă de bunătăți te îmbolnăvesc, urmează boli, spitale, suferințe, în plus certurile și tensiunile cresc acolo unde crește bogăția, crește mândria și egoismul. Începi să te ceri cu nevasta și altădată era să te înțelegeai bine cu... Nu, cu... N-aveai nici linguri, nici furculițe. N-aveai două farfurii de același fel, dar era înțelegere acum, numai că fiecare mândria și asta, mândria mi se supune, mândria devine de copii. Nu, ei sunt ispitiți atât de mult, nu, cu o grămadă de lucruri. Nu, devin lumești, fac lucruri ciudate. Fata umblă cu golanii, fiul trece rar pe acasă, petrecând nopțile nu știu pe unde. Nu, copiii sunt tot mai vanitoși, tot mai leneși, tot mai vulgari, tot mai nepăsători de mântuire, tot mai nerespectoși față de părinți. Am văzut copiii, în general, cei mai bogați copii sunt cei mai nerecunoscători, copiii care li s-a dat foarte mult, n-au avut niciodată recunoștință față de părinți și creează probleme. Sigur, te străpungi cu o mulțime de chinuri când îi vezi ce fac și cum faci, dar nu știi că, de fapt, sămânța aia a adus și lucrurile acestea, nu? E o problemă doar de timp, ca noi care astăzi flirtăm cu lumea, când va veni provocarea finală, să trecem cu toată puterea de partea rău. Este exact ceea ce scrie în Marea Luptă, pagina 609. Când furtuna se apropie, uitați ce se va întâmpla. O mare grupă de credincioși care au mărturisit credința în Soliangiul al III-lea, și asta este adventismul, dar care n-au fost sfințiți prin ascultarea de adevăr, își vor părăsi poziția și vor trece în rândurile împotrivitorilor, unindu-se cu lumea și împărtășindu-se de spiritul ei, au ajuns să vadă lucrurile aproape în aceeași lumină. Și când ajung la încercare, și asta e de viitor, acum doar ne unim, ne împărtășim cu lumea, vedem lucrurile cam la fel ca și ei, iar cândva ajung la încercare și sunt pregătiți să aleagă partea ușoară, populară. Bărbați de talent și cu aspect plăcut, care odinioară se bucuraseră, în adevăr, își folosesc puterile pentru a amăgi și rătăci suflete. Ei devin vrăjmașii cei mai aprici ai fraților lor de altă dată. E o chestiune doar de timp. Acum se numește doar asemănare cu lumea. Mai târziu, când presiunile devin fantastice, foarte puternice, nu ai fost niciodată învățat să renunți. Să renunți. Ai fost învățat să faci compromis, să faci compromis, să faci compromis. Vine presiunea cea mare, faci marele compromis, trecând cu totul de partea răului, devenind un împotrivitor al fraților de altă dată. E o problemă doar de timp, să știți. Dacă avem așa ceva în noi, lucrurile vor escalada. Vor evolua, să știți. Se vor dezvolta în noi. Sigur, și cele bune se vor dezvolta în cazul în care suntem pe o traiectorie bună, de tot mai multă consacrare, tot mai multă lipire de Dumnezeu și depărtare de lume, sigur.
Dacă ne tot ducem spre Dumnezeu, ne aștepți ca distanța de lume să fie tot mai mare. Trece timpul, e tot mai mare până când nu mai e nimic, pur și simplu, nicio legătură. Dar dacă apropierea, direcția este spre lume, 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 te aștepți în timp ce să fii acolo, în centru, în mijlocul ei, înglobat, asimilat, în peisajul respectiv, nu? Problema doar de timp și ar trebui să anticipăm. Mă rog lui Dumnezeu ca să credem cuvântul. Mă rog ca Dumnezeu să ne dăruiască capacitatea de a primi cuvântul lui Dumnezeu și a asimila principiile lui în așa fel încât mintea noastră să vadă clar, să judece corect, să avem aceeași logică ca logica lui Dumnezeu, să împrumutăm logica lui, să lăsăm ca aceste principii de judecată să ne facă să vedem lucrurile exact așa cum sunt și unde duc, cum vor decurge, cum vor evolua, încotro merg lucrurile. Nu, aceasta înseamnă credință, înseamnă bazare pe cuvânt fermă. Și asta îți deschide, bineînțeles, perspectiva de a înțelege foarte bine ce urmează să se întâmple cu tine, cu oamenii, încotro vor derula evenimentele. Ce se va întâmpla cu mine, cu tine, pe viitor? Nu trebuie să mă înșel și nu trebuie să te înșeli. Ceva arată încă de acum încotro mergi? Ce semne? Ce linie ai apucat? Ce direcție ai apucat? A trebuit să înțelegi, pentru că e o problemă doar de timp când se va vedea foarte clar și alții vor vedea. Unii văd acum, dacă ai avea mintea lui Dumnezeu și gândirea lui Dumnezeu, ai putea vedea de acum. Ar trebui să vezi de acum pentru ca să nu te trezești la urmă, știți? Mulți cred că acea cale pe care au apucat duce la viață, nu? Dar la urmă se vede că duce la moarte. De ce e atât de greșit? Au gândit greșit. N-au înțeles tipul de sămânță, n-au înțeles legea divină, ce urmează să deruleze. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o minte clară, care să ne ajute să facem anticipări corecte pe baza principiilor divine și în felul acesta, cu acest discernământ și judecată matură, să ne judecăm și să înțelegem lumea în care trăim. Amin. Amin.